Costică? Da. De unde veniți? Din Sibiu. Și câți ani aveți? 61. Marea mea pasiune este bucătăria. De multe ori spun și soției să mă lase, că acolo e liniștea pe care mi-o doresc. Ce ați ales să gătiți astăzi? Cremă de vanilie. Da? Dulce. Da, da, păi nu, că e șocantă. M-aș fi așteptat să faceți o friptură, ceva, o... Am avut crema de vanilie? Da, emisiunea Șef la cuțite este o încercare. E un teritoriu care nu pot să spun că stăpânesc 100%. Sunt și o fire emotivă, se simte și pe voce și simt eu, dar pot să învăț cât mai multe. Am pus crema la fiert cu vanilie, urmând, după ce se face, să împart jumătate și să o pregătesc cu cacao. Celui-a dat un degust amărât, speram să nu se simtă. Am o părere foarte bună despre cei trei șefi. Asta m-a surprins și m-a încântat, profesionalismul de care dau dovadă, imparțialitatea și dorința lor, care o inspiră și concurențelor de a câștiga. Mestecăm bine aici ca să omogenizeze și să-i dea și... Și aerăm puțin. Eu încerc să fac tot posibilul ca să impresionez cu preparatul. Deci punem crema de vanilie, aproximativ jumătate din pahar. Ca la vedere să nu fie decât crema de vanilie. Mai și tremurăm. Gândindu-mă la faptul că domnului șef Florin Dumitrescu îi plac dulciurile, am optat pentru această cremă de vanilie și cacao, în speranța că cel puțin un cuțit îl voi avea sigur. Ce mai ai și valezi? 7? Puteam 2 valezi, puteam 2 șeptări, puteam pe dreacu. Bine, mă. Ce ai pus jos? O verde și o negră. Ia, mă, hai. Ce dracu să facem? Ia uite-l pe ăsta, mă. Am și zis prima dată. Poate am 2 valezi, poate am 2 șeptări. Trage din bol, hai. Ia. La pula mare, mă. Ia să vedem ce e. Aoleu, trăiesc. Mă, ți-a zis, mă, că e Dita mai, da-i? Ce-i asta, mă? Da-te, bă, mă. Cântă sau recită cu pasiune versurile piesei Macho Man. Ai scăpat. Ai scăpat bine, e. A zis că vine și nu mai vine, dar cred că este totuși o prăjitură. E ușoară, asta e. Că bate vântul din grad. Ce e, Florin? Ia, ghicești. Tiramisu! Ți-am zis că e desert. Bă, n-ai cum venim. L-am ghicit că e desert. Nu e tiramisu? Bă, așa. Frate, jos are o chestie cu vanilie. Și mai sub această frișcă se află... Nu, ceva cu ciocolată. Ceva și cu vanilie. Și cu ciocolată. În 3 deserturi într-unul. Mușc de ciocolată, crem patisier. Două ciocolată. Ce asta? O șarlotă. Cu frișcă și cacao. Da. Dar eu n-am văzut șarlotă cu ciocolată. De ce zicem o șarlotă? Pentru că a fost inventată de un bucătar. Pentru amanta lui, pe care o chema Charlotte. Da? Da. Și când s-a dus acasă, l-a întrebat nevasta. Băi, dar cum? De ce nu l-ai numit Marie, cum o cheamă pe mine? Și a zis, pentru că patronul are... un copil pe care o cheamă Charlotte și atunci a fost dedicație pentru fica patronului că... și până la urmă a divorțat, că l-a prins. N-a ținut vrășeala. N-a ținut vrășeala și l-a divorțat. Avea o iubit sol. Avea bucătărul amant. Dar cum o fi, mă, să vină acum o fostă aici... prietenă de-a mea sau de-a ta? A mai venit una odată de intrase în fibrilație. Acum mai intri? Asta se întâmpla undeva pe la vreo... Când aveai 10 ani, 12 ani. Da. Cine asta mai zic. Ține minte? Doamne, ce o să-ți intre acum o domnișoară? La fel zic și eu. Pe bune. Pe bune. E un pic cam tare așa, dar și acră. No. Nu cred.
cred așa ceva. Nu se poate așa nu ceva. Cred. Incredibil. Da. Bună seara. Bine v-am gătit. Bună seara. Cum vă numiți? Numele meu este Cucia Constantin. Am 61 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Da. Sunt pensionar militar. Am activat în Ministerul Apărării Naționale. Sunt colonel subinginer în rezervă. Wow. Și de la puștra... Ați tras cu pușca sau cu ce mai exact? Deci pregătirea a fost în artilerie și rachete terestre. Man. Tot ce ținea de armament și muniție. Aha. Ca lume. Domnul meu, dumneavoastră, un Chuck Norris. Să ne faceți, nu, să ne faceți un desert. O Charlotte. Am spus să fie ceva dulce. Dar pentru cine gătiți așa ceva? Pentru soție, că suntem numai amândoi. Am un băiat în București și unul în Londra. Totul a început așa. Domnul colonel, de ce ați venit la noi, domnul colonel? Să vă cunosc. Ce tare! Ce tare! Deci nu mă așteptam. Urmăresc emisiunile și mi-a plăcut formula de lucru tot de cursul. Mulțumim. Emisiunilor. Dacă ar fi să treceți mai departe, din ce echipaj vreau să faceți parte? A dumneavoastră. De-aia a spus desert pe... Mulțumesc. Acolo, știu eu. Tăi, dar de ce, nu? Profesionalismul vă caracterizează pe toți trei. Nu știu, aș putea să învăț ceva mai mult. Adică să intru în rând cu... Cu tine, cu moda, cu 2007. Cu tot felul de preparate, cu... Apreciez foarte mult complimentul pe care mi l-ați făcut și pe care ni-l faceți. Domn colonel, cu tot respectul... Domnul Florin, mulțumesc mult. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut că ați muncit, serios. Ați mulțumesc. Făcut acolo, sunt două creme, un... Am încercat, încercat crema de cacao să o introduc printr-un șpiț, cu șprițul, pardon. Șprițul, da, corect. Da, să o introduc în urmă. Domnul Constantin, pentru mine n-a mulțumesc. Fost dulce, a fost un dulce care nu era dulce. Ceva... Da, nu. E gustoasă numai că nu e dulce. Da, eu cred. Am și greșit că am luat-o după gustul meu. Domnul colonel? Da. Pare rău. Mulțumesc. Îmi pare foarte rău, dar... Cum e salutul? Cum e salutul de militar? Ne pare bine că ne-am... Să trăiți. Ne-am cunoscut. Mulțumesc mult pentru tot. Să trăiți. În sănătate și numai bine, sănătate. Mulțumesc. Mulțumim că ați venit. Nu-mi pare rău că am venit, din contră, chiar asta aș recomanda la toți cei care au puțin adrenalină și doresc ca să o pună mai puternic în funcțiune, să vină, este o experiență frumoasă. Vă așteptăm data viitoare? Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumesc. Și noi! Eu am zis că na, clar, zic, femeie, fată, ceva, nu dai colonel de armă, cadru militar. Să ne facă desert. Tu te mă, deci nu te mai întâlnești cu așa ceva niciodată. Vecii, vecilor, amestec. Domnul colonel. Domnul colonel?